Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale este programat duminică 10 noiembrie. În România, secțiile de votare vor fi deschise la ora 7 și vor fi închise la ora 21. Alegătorii care se află la data scrutinului în unitatea administrativ-teritorială unde au domiciliu sau reședința vor trebui să meargă la secția de votare la care sunt arondați. Însă, în măsura în care se află în orice altă unitate administrativ-teritorială din județ sau chiar din țară sau și din străinătate, pot să voteze la orice secție. În secția de votare, alegătorul va prezenta operatorului de calculator actul de identitate valabil care va fi scanat sau vor fi introduse datele personale în sistemul informatic pentru a verifica dacă persoana își poate exercita dreptul de vot. Apoi, alegătorul va primi ștampila și buletinul de vot, pe care sunt trecute numele tuturor candidaților, va intra în cabină, își va exprima opțiunea electorală, iar apoi va introduce buletinul de vot în urnă. Pentru ca votul să fie valabil, trebuie ca ștampila să fie aplicată pe numele unui singur competitor electoral pe un singur buletin de vot. Votul multiplu se pedepsește cu închisoare.